Măi, dar cum te cheamă pe tine? Cine ție ție, Mișa? Puteaga mama e singură sau nu e singură? O să fie pe YouTube, nu? Și ai făcut crește. Bună, Mișa, bună, Taiga. Hei. Îmi scriau doar fotbaliști. Norocoși sunt acei copii care au parte de dragostea asta a bunicilor. Am văzut că erai cu ea pe la petrecere. Am auzit des părerea asta. Băi, fata asta e foarte rece și foarte încrezută. Atât de rezervată am fost dintotdeauna. Eu am și trăit la cămin cu 5 fete în cameră. Eu nu știu copii care au crescut cu bunici și au crescut răsfățați. Eu sunt super călduroasă și toată lumea efectiv s-a focusat pe șlițul ăla deschis. Seara după 7, noi trecem la fapte. Ne-am întors aici, suntem live, nu mai sunt singur în studio. S-a întâmplat, este aici, bine că este bine. Mișa Miller cu noi în această seară. Bine ai venit, ce sperietură am tras cu tine, n-ai idee. Ce ai făcut, unde ai fost, ce s-a întâmplat? Eu am revenit aseară din țară. Da. În țară. Și uitasem că mi-au stins datele celulare. Nu mai aveam, pentru că am depășit roaming-ul cu mult, fiind plecată 3 zile. Da. Și azi toată ziua am desfăcut bagaj, am stat acasă liniștită, m-am pregătit de emisiune. Și încolo era ora 9 în loc de 10. Exact. Și vă zic ca să știți cum stăm, că știți că sunt foarte transparent și foarte sincer. Și știți că v-am și zis, nu știu ce se întâmplă, că nu răspunde la telefon. Îmi zic ora 9, o sun pe Ana, colega de la Roton, și zic, bună, n-a ajuns invitata. Și imediat, stai că sigur e pe aici, pe acolo. Ok, stau 10 minute, mă sună Ana, nu-mi răspunde nici mie la telefon. Primul gând pe care l-ai zis, bă, un om cu care am vorbit sâmbătă, că noi am vorbit sâmbătă, că ne vedem luni, astăzi, iarăși, pe internet. Am repostat. Da, ăsta, așa, că ne vedem. Zic, vai, Anu, ce s-o fi întâmplat? Ceva rău. Mai bine. Nu zic prostii, dar mai bine se întâmpla ceva. Uși, Doamne, ferește! De la cât de vinovată mă simt acum. Stai liniște că e tot în regulă. Mai avem timp și, slavă Domnului, nu mai avem pe Avenger după noi, ceea ce înseamnă că putem să ne prelungim puțin în această seară, ca să aflăm mai multe despre Mișa Miller. Băi, mă obsedează piesa ta. Asta cu un minut, remake-ul, cu mi se pare foarte bun, să știi. Mersi. Foarte, foarte bun. Am și multe întrebări despre tine, vreau să arăt și mesaje, că lumea știe că tu nu știi, dar eu îți spun eu. Noi avem o relație foarte bună, de foarte mult timp am dezvoltat această relație, de la apariția Un Minut, toată lumea știe de obsesia mea muzicală. Am făcut un teasing de 3 săptămâni că vii, zic, sigur o să vină, sigur o prind eu într-o zi. Măi, vezi ce înseamnă când aștepți prea mult? Bă, dar nu mă așteptam așa. Cine e Mișa Miller? Vă spun imediat, am niște lucruri tare interesante de făcut. Noi o să rămânem și în online disponibil pentru cei care așteptați mai multe detalii. Să știți că o să apare pe YouTube-ul Pro FM România, că citim de emisie foarte mult. Nu mai avem, dar avem timp să aflăm lucruri, că am găsit niște treburi despre tine. Da? Și trebuie să-ți spun ce au zis oamenii despre tine. O să vezi că ți-am pregătit aici toate mesajele ca să fie treaba bună. Așa curioasă, am venit repede, cu curiozități, curioasă. Rămâneți aici. Oameni buni, am întors în online. Cei care o să vedeți mai târziu materialul, noi trebuia să ne întâlnim acum 40 de minute. S-a întâmplat să ne... de atât de ori. Dai așa cu câte cuțit în inimă. S-a întâmplat la direct, că asta se întâmplă. Da, stai niște, ți-am pregătit niște întrebări, să recuperăm astea 40 de minute ratate. 27 de ani, scorpion. Da. Da. Adică rece și distantă. Nu. Așa se zice la tine la zodie, că ești rece și distant. Nu. Tot bun, tot pe cald, pe căldură. Da, căldura. Eu chiar sunt o persoană super caldă. Eu sunt distantă cu oamenii pe care nu-i cunosc. Așa. Și cu care încă nu am o relație. Știi că sunt puțin reticentă față de oameni străini, dar dacă reușești să nimerești acolo în sufletel, sunt cel mai devotat și nice și cel mai bun om pe care poți să-l întâlnești. Cred că deja știi treaba asta, te-ai obișnuit în 27 de ani. Îți spun care au fost reacțiile când am postat astăzi cu tine. Uite, ți și arăt dacă vrei, dacă nu mă crezi. Au început să-mi scrie toți băieții de pe planetă. Vai, o iubesc pe Mișa Miller. Bănuiesc că îți dai seama că ai succesul ăsta și că ești foarte frumoasă. Honestly, nu, să știi, că de multe ori mi s-a adresat întrebarea asta, dar eu nu mă consider o fată frumoasă, mă consider o fată drăguță. Drăguță, deci zic eu ce s-a întâmplat, uite, ți arăt așa, câteva mesaje care mi-au venit mie pe WhatsApp, pe Insta, peste tot. Să-i spui Mișei Miller că o iubesc, spre exemplu, unul dintre mesaje. Alt mesaj, spre exemplu, tot referitor la tine.
Vin și eu la Pro FM în această seară, dacă vine Mișa Miller. Culmea e că ce-au în comun toate mesajele astea, că-s venite de la băie și înțeleg foarte clar. Zic, bă, da, e o fată extrem, extrem de frumoasă și uite că și cu succes în muzică. A fost greu? Da. A fost, nu? Poate pare ușor din exterior, dar să știi că eu chiar analizam zilele astea, cumva tot parcursul meu, știi, de la început. De când am început eu să cânt, primii pași la concursuri, festivaluri și așa. După asta o pauză, o perioadă în care mă gândeam ce fac cu viața mea. Merg tot pe drumul acesta cu muzica, ori îmi fac o carieră, nu știu. Atunci, în bancă? Da. Că ai lucrat în bancă tu. Visam la, când eram în școală, încă visam să fiu avocat. Nu cred, serios? Și da. Eu am făcut dreptul. Ah, cât de tare. Dar tu ai făcut finanțe, bănci și științe politice, nu? Da. Am abandonat, cred că pe ultima 100 de metri am abandonat gândul cu dreptul, pentru că părinții mei aveau foarte mulți prieteni de familie care erau avocați și când au auzit că vreau să mă fac și avocat, au zis nu, te rugăm noi orice, dar nu asta. Ok. Jur. Și prima încercare așa a fost... foarte, n-am fost foarte încrezută în mine atunci când am depus actele la finanțe bănci. Mm-hmm. Și cum a fost în bancă? Cât ai lucrat în bancă? Dar n-am lucrat, am făcut o practică. Da, stagiu. Da, okay. De o lună, cred. Mm-hmm. Am fost în call center și după asta în front. În call center mi-a plăcut, dar când am stat cu fetele în front și mi-au spus ce salariu au, salariul foarte mic. Da. Cel puțin pe atunci. Da, asta da, a fost undeva vreo 7 ani în urmă în Chișinău și la cât muncesc fetele alea. Dar nu numai din cauza salariului. Nu era jobul potrivit meu, da, să tine. Stau de la 9 la 6 pe un scaun, să fie lucruri din ăsta de birou. Mie oricum îmi place, știi, activitatea asta, drumuri. Nu știu, eu sunt să o persoană creativă, foarte activă. Exact. Fii în o zona asta muzicală, care e o zonă destul de grea, mai ales pentru un om la început. Adică, uite, o să zic un lucru cu toată sinceritatea, dar, nu, hai că mai avem 2 minute până intrăm din nou în direct. Am avut o surpriză în această seară. Ai avut primul tău mare hit, a fost Mukmi. Da. Cu Sasha Lopez, un hit pe care l-am playat și eu de 100 de ori. Adică, știam și mi-a plăcut enorm încă de atunci. Bine, știi care e treaba asta cu un om care lucrează la cariera lui și are reușite, mici, eu n-am reușit să te identific. Eu abia astăzi am aflat că tu erai pe piesa aia. Deci, really? Serios, da, îți jur. Bine, eu știu istoria asta. Eu nu te puteam identifica pe tine. Hai la Mahala, parcă am început să-mi dau seama cine ești tu, dar real fața ți-am văzut-o și real eu știu cine este Mișa Miller acum minut. La un minut. Da. Dar eu până la un minut, o muncă care e de câți ani? Câți ani sunt de la Smoke Me? De la Smoke Me sunt 3. 3 ani. Da. De 3 ani de zile, lucruri pe care tu ai făcut lucruri vizibile totuși în așa 3 ani. Dar până să ajungi la om, să te cunoască el, să știe, bă, da, este Xulescu, care face ei și îmi place, sau hai să-l cunosc pe omul ăsta, să văd cine e dincolo de piesele astea pe care le auzim noi la radio. Eu bă, m-am un drum tot anevoios lovit, în care... tot lovit de chestia asta. Uh-huh. De multe ori lumea îmi zicea, bună, ce mai dat, tu ce faci, tu te ocupi? Zic, păi eu cânt. Da, ce cânti? Ana, arată-ne și nouă. Și toată lumea gândea că nu știu, când la nunți, cu mătrii, something, știi? Adică oameni care nu mă cunoșteau, eram la prima cunoștință. Da. Și eu zic, l-ai arătat și eu un video. Și ei erau gen, tu cânti viața asta? Nu cred. Da, fix asta a fost. Eu lucrez totuși în intuiție, bă, și nu știam, bă, Mișa Miller era pe Smoke Me, bă, mind-blowing. A început discuția aici și este una tare interesantă. Cu Mișa Miller, absolut, vorbesc în aceste minute și vorbeam despre cât de greu este să ajungi cumva la oameni, chiar dacă ai hituri, că a fost o surpriză pentru mine, îi mărturiseam, bă, ea a fost pe Smoke Me, piesă de succes, a avut Mahala, de iar difuzată piesa, și până să-mi dau eu seama că ea a fost pe Smoke Me, a trebuit să mai scoate și un minut. 3 ani de zile în care chiar ai muncit, nu? Și îmi povesteai că e un drum destul de greu așa la început, nu? Bine, una din strategii de ce așa am decis să scoatem prima piesă în română a fost și din cauza că lumea îmi știa piesele, dar nu mai identifica cumva cu numele Mișa Miller, nici poate mai puțin cu fața mea, știi? Și am decis noi să facem piesa asta română pentru a ne apropia mai mult de publicul de aici.
bine, la început proiectul meu a fost și gândit mai mult pentru afară. Și piesele mele au fost și în Franța, și în Italia, și în Germania, și în Rusia, și în Ucraina, și în Grecia, și în Turcia. Peste tot, efectiv, a fost. Dar nu am creat legătura asta cu publicul de aici. Măi, dar cum te cheamă pe tine? Mihaela. Mihaela, mă, măi, așa, Misha Miller. Zic, mă, de unde a venit Misha Miller? Că am zis că te întreb și am uitat să încep cu treaba asta. Și prietenii cum îți spun? Să știi că prietenii care sunt aici și care mă știau de Mihaela, cum am spus și ei, Misha. Toată lumea zice Misha. Da, prietenii care au rămas încă în Chișinău continuă să-mi zică Mihaela. Mihaela, împărțim același sfânt, Mihail și Gavril, pe 8. Aha, petrecem împreună în seamnă. S-au întâmplat și niște lucruri interesante tot în ăștia 3 ani de zile. Am auzit că ai un DM aglomerat de oameni. Cine ți-a zis asta? Așa am auzit eu, că ți-au mai scris niște oameni, te-ai mai întâlnit cu un Taiga, cu un Romeo Beckham, cu un... Eu când am început să am zis că ești frumoasă, tu ai zis... Cine ți scrie ție, Misha? Bă, acum, bine, hai că ai cu Loman, că e o întrebare destul de complicat. Vă zic, când e curând, înseamnă că s-a activat butonul. Mai ți-ai scris, te-ai întâlnit cu Taiga, cu omul ăsta în Paris. Da, cu Taiga m-am întâlnit. Bine, și am continuat și... Leo DiCaprio lângă el. Leo DiCaprio a fost la altă petrecere, dar cu Leo DiCaprio n-am mai interacționat. Mm-hmm. Erau prea multe fete în jurul lui, efectiv. Bun. Erau, cred că, 100 de fete pe 10 metri pătrați și nu exagerez. Păi. Și în momentul în care a plecat de la petrecerea aia, n-am mai rămas nimeni acolo. Toate fetele au făcut... Ok. Au dispărut. Și te-ai întâlnit cu băiatul ăsta, cu Taiga, și el cântăresc, practic. Da. Și ai făcut cunoștință. Bună, Misha, bună, Taiga. Hei, îmi pare bine, nu? Da, nu, ne-a făcut cunoștință un prieten comun. Noi am venit la petrecerea... Bine, atât, eu am fost în cadrul Paris Fashion Week și în săptămâna aia se organizează foarte multe petreceri mișto. Și noi am mers la petrecerea unde Taiga a fost DJ. Da. El a pus muzică, pentru că înainte de asta fusesem într-un alt club și muzica era oribilă și am zis, hai să mergem la Taiga, că sigur e muzică bine, bună, da. Deci când am ajuns acolo, am dansat pe toate piesele și în pauza aia pe care a avut-o el de 15-20 de minute, prietenul ăsta nostru comun ne-a făcut cunoștință, pentru că ei se știau de mult și eu mă știam cu prietenul nostru tot la fel de mult. Și după am început să vorbim pe Instagram, pe WhatsApp. Ce-a scris? Bună, ce faci, cum ești? Nu, eu i-am, înainte să fac cunoștință cu el, i-am făcut un stories în care i-am dat tag. Tag, normal, da. Și el a văzut de la stories ăla și așa a continuat discuția. Da, nu i-ai mai răspuns. La un moment dat s-a oprit discuția. Nu, bă da, i-am răspuns, de ce să mi-ai răspuns? Dar ai pus o limită. Bă da, dar nu, a fost... Super friendly. Da. Bun, ce nu știați despre Misha Miller și am vorbit puțin mai devreme este că ea a lucrat într-o bancă, oameni buni, a avut un stagiu de practică la bancă. Vă dați seama dacă se apuca a noastră să dea credite, ce coadă făcea? Bine că... Bună asta, bună! Bună. Bine că între timp s-a decis să facă muzică. Și Romeo Beckham, ți-a scris și el? Da. De ce diemuri așa de la celebrități a avut? Că bănuiesc că, na... Se mai întâmplă. Am mai avut. Da, mai zi-mi așa ceva care să-mi depășească documentarea. La un moment dat, nu știu de ce, cât râdeam cu prietenii mei, îmi scriau doar fotbaliști. Ah, da, că na, acolo... Da, da, fotbaliști din aia pe care eu îi urmăream câțiva ani, pentru că eu și sunt și microbist. Am fost la un moment dat, acum nu sunt atât de microbist. Serios? Da. Ce tare! Pentru că și bunicul meu a fost antrenor de fotbal și în familia noastră mereu a existat pasiunea asta pentru fotbal. Bunicul tău, nu? Da, da, da. Apropo de bunici, o să ajungem și acolo, că mi se pare foarte interesantă relația foarte strânsă pe care o ai tu cu bunicii și mă regăsesc așa cumva în treaba asta, că și eu am avut o relație foarte strânsă. Eu mereu zic, norocoși sunt acei copii care au parte de dragostea asta a bunicilor. Da. Și că mulți nu au ocazia să-i cunoască, ori să-i prindă în viață, și mai departe și... am zis, fericiți de acei copii care au... Hai să încheiem asta cu DM-urile, au fost fotbaliștii, au fost asta, a fost, n-ai prea răspuns, tu ești o fată care și-a văzut de carieră, first of all.
cumva, doar mă flatează că îmi scriu băieții ăștia, dar nu avem niciun contact și nicio legătură și nu le răspund majoritatea. Uite, o să-ți dau un... ce știi, că oamenii știu deja că urma să te invit, am făcut eu un teasing de 3 săptămâni și probabil că e o credință din asta populară pe care vreau să o s-o spargem în seara asta, să o spulberăm, bravo, că asta îmi lipsea cuvântul ăsta, spulbera. Oamenii cred despre tine că ai fi distantă, știi? Și uite, îți dau un mesaj, stai să-l găsesc. O secundă. Așa, ia. Mă duc aici, dacă nu l-am găsit. Spre exemplu, uite ce-mi zicea un om după ce te-a văzut pe un ascultător de-al nostru, după ce te-a văzut pe story-ul meu. În luni am venit eu la emisiune și îți dau un mesaj de atunci. Bună seara, ce face Haiducu? Am văzut că le cam petrece, că ne-am... Îți place, îți place. Ia zi, ce-i de capul lui Miley, Misha, Miley, cum o cheamă? Am văzut că erai cu ea pe la petrecere. Așa. Ce o mai impresionează pe ea la bărbați? Că am văzut că e cam pe tocuri, așa, năsucul sus. Aha. Vezi că lumea ai, crede treaba asta despre tine, că ai fi ușor distantă, rece. Pare treaba asta? Te-ai mai întâlnit cu stereotipul ăsta? Să creadă oamenii despre tine? Da, pentru că, sincer, eu niciodată nu mi-am dat seama, dar cineva mi-a zis asta după ce a analizat pozele mele de pe Insta, că eu nu am prea poze din astea, hei, dulci, la mine cumva toate serioase, știi? Și nu că eu aș fi super serioasă și eu sunt super fan. Foarte kind. Da. Deja o să mă cunoști la cine. Te-am cunoscut. Am promis cine aia că am întârziat. Doamne ajută, hai că facem și acea cină. Ideea e că vorbeam la telefon și da, foarte, foarte drăguțe și foarte simpatică. Și cu toate că la petrecerea aia am fost, cred că m-am fost super sociabilă și cu tine vreau m-am văzut pentru prima dată. Exact, da. Nu, pentru mine vibe-ul a fost foarte bun de atunci, știi, că de-aia am și zis, vreau să ne întâlnim, să facem, să cunoștim, să te cunoască toată lumea cum te-am cunoscut eu. Dar fix asta am început și cu Zodia de asta, pentru că am auzit des părerea asta. Băi, fata asta e foarte rece și foarte încrezută. Și foarte încrezută? Da, am auzit I des. Wish să fie o foarte încrezută. Și necunoscându-te așa, am zis, bă, dar de ce ori crede oamenii treaba asta? De ce s-o lovia de problema asta? Probabil din cauza că eu chiar sunt mai timidă și rezervată în tot ce zic și în tot ce fac. Adică nu, aș spune mai degrabă sunt rezervate decât serioasă. Și probabil lumea interpretează această timiditatea mea prin a fi cu nasul pe sus, știi? Dar e cu totul viceversa. Asta voiam să le zicem oamenilor. Știi că, bă, dacă discutăm oamenii, hai să fim transparenți. Da, domne, uite, a ajuns părerea asta la noi. Hai să discutăm, că uite, n-avem bufeuri de genul ăsta. Bă, nu vorbim despre, stai că... Și mi se pare foarte tare că ai răspuns. Eu așa am fost, adică atât de rezervată am fost dintotdeauna. Nu m-am schimbat pe parcurs. Eu mereu am fost o fată serioasă, dar la modul... Adică o fată... cum se cade, știi? Adică de cuvânt și așa mai departe. De azi a fost eu aia care nu s-a confirmat acest lucru. Lasă-mă. Dar în general eu sunt super cum se cade și probabil lumea interpretează că eu nu sunt așa și peste tot. By the way, mai fusesem la o emisiune și am dat un interviu și eu la fel, foarte cu minte. Cum ești tu, da. Sunt eu, da. Și a venit doamna producător și a spus managerii mele că trebuie să facă ceva cu mine, că sunt prea cu minte. Că nu, asta nu e appealing pentru public, oameni. Da, că trebuie să fii foarte așa sparkling. Știi, uite, mai există tot așa o credință din asta populară. Știi, dacă e o fată foarte frumoasă, trebuie neapărat să nu fie deșteaptă. Știi treaba asta, nu? Da. Deci dacă e frumoasă, clar e... Dump, nu, n-ai treabă cu ea. Bă, hai să spargem puțin treaba asta, că ai făcut două facultăți până la 27 de ani, nu? Până la 23. Până la 23 ai făcut două facultăți. Adică, bine, pe partea educațională, un domeniu de interes pentru tine. Și puneți că nu ți-a fost greu, că nu ți-a fost nici ușor. Unde ai făcut facultățile? La Iași. La Iași? Da, la Alexandru Ioan Cuza. Și puneți că adaptarea din Republica Moldova până în România a fost una destul de grea. Că tu așa la 19 ani să vin din Republică în Iași și să stai singură și să toate cele, a fost. Nu cred că a fost cea mai plăcută experiență. Nu a fost cel mai plăcut, nici cel mai ușor, pentru că eu am și trăit la cămin cu 5 fete în cameră, n-am stat ce în lux, puf și pene. Cu toate că acasă aveam toate condițiile astea, a mei au reușit să-mi construiască așa un trai destul de
decent acasă și dar au decis să mă învețe așa puțin și altă viață. Și m-am dus la cămin cu toată lumea, fără să-mi iau apartament în chirie sau să stau eu intimitatea mea, așa, m-au pus să mă descurc cu toate greutățile vieții, practic. Unui student, să zicem așa. Uh-huh, uh-huh. Vorbeam de lucrurile care contează pentru tine dincolo de carieră, familia și apropierea ta de bunici și lucrurile care cumva pe tine te-au format. Care e cea mai frumoasă lecție pe care ți-au dat-o bunicii? Mie mi-a dat, de-a lungul vieții mi-a dat super multe lecții frumoase, dar cred că cea mai frumoasă pe care dăi nu e, să zic așa, de atunci și până acum este relația lor. Și faptul că sunt împreună și faptul că au o relație la fel de strânsă și nu merg nicăieri unul fără altul. E ceva ce nu am mai văzut eu personal. Adică ei sunt un întreg, sunt ăla yin și yang ăla, știi? Sunt peste tot, unde e bunic acolo și e bunicul. Bine, ei și-au lucrat în același colectiv, ei au fost profesori de profesie și s-au obișnuit mereu unul lângă altul, s-au susținut, când i-a fost greu unul l-a susținut ălalt și tot așa. Dar eu așa am copilărit cu ei până la 4 ani, știi? Și pe eu am crescut bunicii tot așa până la 4. Adică bunica, mai precis. Nu de câte chestii în și cred că de acolo cum se cădenie aia mea și... Că ești un om natural, cumva, și bun, nu? Da, eu nu știu copii care au crescut cu bunicii și au crescut răsfățați și, cum ai zis, cu nasul crescut și așa. Mi se pare toți copiii ăia foarte așa cu picioarele pe pământ. Și suntem în continuare aici cu Mișa Miller. Am avut o discuție tare interesantă apropo de copiii crescuți de bunici. Mi spunea că una dintre cele mai importante lecții pe care le-a primit de la bunici a fost lecția relației și loialității. Apropo de loialitatea asta pe care ai văzut tot în relația bunici, am văzut că loialitatea e una dintre calitățile pe care tu le apreciezi în general. Mă uitam că vorbeai despre loialitate și în cadrul prieteniei, că ai 5 prietene, aceleași prietene, da, din liceu sau din facultate. Din liceu. Din liceu, fetele astea, și ce apreciezi tu cel mai mult la prietenie e loialitatea. Așa. Deci, practic, valoarea asta de loialitate pe tine te-a urmărit de-a lungul timpului. Alte 3 lucruri pe care le apreciezi tu la un om, care ar mai fi? Sinceritatea. Da. Dar să fii om, că eu, și eu a fi om e un lucru mare. Știi? Da, corect. Să fii om cu toată lumea, să, indiferent de unde ai ajunge și de unde ai, să nu uiți de unde ai început, asta la fel. Că tot vorbim de loialitate, să știi că prietenii mei din București, da, nu vorbesc acum de prietenii din industrie și așa, dar vorbesc de prietenii mei cu care mă văd eu în weekend, sunt la fel colegii mei de clasă, nu sunt, au fost și ei colegii ei cu cele 5 fete, dar sunt tot colegii mei și tot prietenii mei cu care am copilărit și care am crescut de mică. Au rămas la fel prietenii mei cei mai buni și cu ei mă simt cel mai ok. De asta eu sunt, cum ai zis, de scorpion, rece și distant. Nu. Eu sunt super călduroasă și dacă am niște oameni la care țin, îi țin cu mine pe tot parcursul vieții. Uite ce frumos. Și vreau să vă zic că v-am promis că o să fiu foarte direct, foarte transparent și de data asta. Și n-ați auzit ce s-a întâmplat în online, o să vedeți pe Pro FM, dar i-am dat un mesaj primit de la un ascultător, Mișei Miner, un mesaj care nu era cel mai bun mesaj, în care spuneam, fata asta mi se pare arogantă, pe topuri, ce e cu ea. O să vedeți că a avut o reacție și un răspuns absolut interesant. Și frumoase. Și sunt chiar vă rog să urmăriți când o să apară acest material și o să se mai întâmple aici lucruri interesante, că vorbim și eu de muzică. Eram și super aranjată, că veneam și de la o filmare de clip atunci când era petrecerea. Da. Dar vreau să vedeți cum a reacționat, o să vedeți în online, evident. Ne mai întoarcem. Șoner, că mai stăm puțin împreună, trebuie să trecem și la pasiunea cea mai mare și ce a marcat ei viața. Muzica, despre ea vor... Ce credești? Nu știu, chiar eram curioasă, mă gândeam, o fi altceva.
am vorbit așa despre tine și te-am cunoscut. Uite, eu am o mână bună așa când am fresh faces în studio. Cumva apoi se întâmplă ceva și bubuie și mai mult decât au bubuit până acum. Sunt recunoscut pentru treaba asta. Ce urmează pentru tine? Ce simți că ți s-a întâmplat bine până acum în industria asta? Și care sunt așteptările pe care mai ai să le bifezi? Măi, să știi că eu sunt mulțumitoare pentru absolut tot ce mi s-a întâmplat. Poate nu s-a întâmplat mai devreme, dar dacă nu s-a întâmplat, înseamnă că așa ar fi fost să fie. Înseamnă că nu eram pregătită eu pentru acel lucru și atunci. Pentru că când stau să mă gândesc, zic că, băi, bine că s-a întâmplat acum. Cum chiar sunt pregătită? Cum știu cum să o iau? Dacă se întâmplă acum înainte, cred că nu eram pregătită, știi? Și eu sunt mulțumitoare fiecărui om care mi s-a ivit în cale. Fiecare acolo care a pus câte o cărămidă, câte o cărămidă, câte o cărămidă, s-a format un zid. Și indiferent că au fost cu bune, că au fost cu rele, eu am preferat și eu de obicei, asta e credo meu în viață, eu prefer să văd doar partea pozitivă și partea plină a paharului. Nu vreau să stau să mă concentrez prea mult pe negativ, să zic, păi ăla știi cum a procedat, atunci nu a făcut frumos. Nu, dacă a procedat el așa, așa a fost decizia lui atunci. Înseamnă că probabil pentru el a fost, așa a fi fost corect să procedeze. De ce n-ar fi fost pregătită Mișa Miller pentru un succes mai mare acum un an? Mai mare. Ce ai fi lipsit? Ce-i lipsa? Îți dai seama că anul ăsta am acumulat multe chestii. Bine, a fost și cred că cel mai anul în care am muncit cel mai mult, știi? Și am dat randament, a fost prezent, mi-am construit echipa. În sfârșit am o echipă foarte mișto care mă și ceartă când întârzi la emisiune. Săraca. Foarte bine fac, susțin. Dacă e o critică constructivă, like. Da. Da. Nu mă supăr, știu că e tot pentru binele meu și de asta sunt mulțumitoare fiecărui om care mi s-a ivit în cale. Dar de ce n-am fost pregătită? Nu știu, eu anul ăsta chiar am muncit, am făcut și mai mult canto, am făcut și și am fost mai activă pe rețele de socializare. Erai mai fragilă, poate, comentariilor negative? Probabil. Erai, adică cred că a trebuit să te desensibilizezi, dacă să vrei știi puțin. Că primele comentarii negative le-am citit, cred că, la Mahala. La Mahala? Da. Okay. Și ele nu erau legate neapărat de mine, dar în general. Nu să zic comentariu. Dar bănesc că de ritm oriental, nu? Care la un moment dat drop oriental sau ce? Nu. Dar dropul ăla l-au toată lumea a zis că e al lor, știi? Ucrainii a zis că e al nostru, bulgarii a zis că e al lor, serbe, adică super, toată lumea pe internațional scria de unde cunosc piesa, că toată lumea credea că e din zona lor. Dar atunci am citit primele comentarii și ba mai mult, de multe ori mi-a desam întrebarea asta, că până la Mahala nu citisem, era 1-2, bine, de la Smoke Me, care are 22 de milioane de vizualizări, puteau să fie, nu știu, minim 100. Dar erau, cred că, 2-3 atâtea comentarii. Rest, toate de susținere și wow, ce mișto. Da, și ce bună piesă. Într-un moment dat am început să mă gândesc că da, nu-i ceva, nu-i ok. Nu-i ok să placi tuturor. Înseamnă că nu fac eu exact ceea ce trebuie. Nu sunt atât de vizibilă și atât exact, de... Ai trecut indiferentă pe lângă oameni, cumva, n-am strânit reacții. Da. Că e un principiu din ăsta de media, bă, că strânești o emoție negativă sau că strânești o emoție pozitivă, e se poate cataloga succes, dar dacă le treci oamenilor indiferent... Da, de asta că uitasem de fenomenul cu blugii deschiși. Nu știu fenomenul. Nu știu fenomenul cu blugii deschiși? Eu am fost la un live, la un radio. La un radio, da. Așa, și a fost la câteva zile de lansarea piesei și am venit îmbrăcată cu un outfit din clip. Ok. Avea un turtleneck, un body și o pereche de chiloți, dar chiloții care erau până în buric, ca și Ok, tot. Da, știu genul, și am da. Tras și o pereche de blugi deasupra, dar ca să se vadă acea piesă vestimentară, l-am lăsat puțin șlițul deschis. Da. Deci atât de mult s-a viralizat
chestia aia cu șlițul deschis, că am făcut vreo 4 milioane pe TikTok, vreo 6 pe Instagram. A, serios? Foarte, bine, multe comentarii gen, vai ce fată frumoasă și așa, și multe comentarii, vai da, de ce șlițul deschis, de ce șlițul... De... Ce vrea ea da, să transmită da, cu șlițul ăla deschis? S-a viralizat pentru că și echipa mea de la Roton, atunci când a pus clipul ăla, a zis, ai observat și tu? Și toată lumea efectiv s-a focusat pe șlițul ăla deschis, știi? Smart, smart move. Smart, smart. Bravo echipa. Bravo echipa. Felicitări, așa se face. Și de acolo am început. Atunci am citit primele comentarii negative. Da, dacă... ți-am zis, tu doar pentru cum arăți, îți vei lua comentarii negative. Și că de obicei lumea e foarte supportive. Toată lumea scrie, vai ce fată frumoasă, vai ce fată frumoasă, vai ce fată frumoasă. Eu am citit mult de comparația cu Antonia. Really? Da, ai citit? Mulți, Antonia mică, wow. Really? Da, e un compliment pentru mine, pentru că Antonia e crush-ul meu. Ce frumos. Da, chiar e superbă femeia asta. Chiar e. Și talentată și cu o carieră. A rezistat atâția ani. Adică gândește-te când o știm noi pe Antonia. Eram mici. Eram la o petrecere vara asta și eu nu mai văzusem live. Gen, nu mai văzusem de mult. Văzusem doar pe poze, editoriale și așa mai departe. Și a intrat ea la petrecerea aia. Și a venit cu o energie, efectiv. Energie m-a lovit, mi-a dat peste față, efectiv. Eram zombată, mă uitam la ea și eram... Da. Și știi că se zice așa despre artiști și despre oamenii cu experiență. Am avut o săptămână trecută, cred, pe Raluca Bodulescu aici în studio. Băi, au intrat în încăpere în radio ăsta. Băi, s-a umplut spațiu, măi, a intrat un om. Băi, simți că a venit. Știi, sunt genul ăla de oameni cu atâta experiență și cu... au atitudinea lor, au ceva a lor. Băi, nene, cum intră într-un spațiu? Băi, știi că-s acolo. Au umplut camera, au umplut de energie. Mi se pare incredibil. Și am simțit asta la, și la artiștii cu experiență, și la prezentatorii cu mare experiență și mai departe. Bine, eu până avea legătură cu toți artiștii de aici și până ai cunoaște personal, am fost în 2000, dar nici nu mai țin de 16, la concertul Riani în București. Am fost și eu, la Anti. Da, cum să nu, Piața Mamă, Constituției. Când a ieșit ea pe scenă și a deschis ochii ea. Da, deci... primul rând am fost acolo la Anti. Am și fost eu la... eram acolo. Nu cred, serios? Da? A, ne-am întâlnit acolo. Sunt sigură. Am mai fost și la... eu am mai fost și în Antwerp, la Rihanna, la... The Only Girl on the Earth, cred că s-a numit turul. Îți țin minte, ăla e anterior de Anti. Da, mult mai... am să zic sincer, bă, mult mai bun în afară decât ce a venit la noi. La noi a venit cu un cerce afalm în spate și a stat fără să schimbă ținută. Dar emoția a fost ce? Acolo. Știi de ce? Pentru că eu, din ce am știut, ea nu a avut arena, pentru că dacă ai văzut ea toate concertele pe care le-a avut pe afară, le avea pe arenă. Da. Și era și scena aia care era atârnată și... veneau cu mașinile, exact. Pentru Shut Up and Drive, doamne, ce exact. Scenografie, câte ținute la ea, un spectacol teribil. Dar aici nu a avut scenă, efectiv, n-a avut arena pregătită pentru să-și, pentru poată, să-și facă tot ăla. Da, mă rog. Știi că noi românii mai avem și treaba. Da, noi suntem români, suntem mai proști. Nu știu, da, cum a fost superb. A fost energia aia. Eu atunci am văzut prima dată, a fost cred că primul meu concert mare. Mare. Și atunci am văzut ce înseamnă a fi un artist să, cu energia ta, să umpli efectiv toată piața, piața aia, aia, știi? Și toți ochii să fie. Mi s-a mai întâmplat la, cred că la Madonna, au huiduit-o toți românii, că a întârziat la concert. Au început cu huiduiala, cu și s-a urcat Madonna pe scenă. După o oră și ceva jumătate, ce ăștia stăteau în soare morți. Noi, adică, că și eu eram acolo. S-a urcat Madonna, au început aplauze. Băi, t-a uitat toată lumea că au stat în soare, că a întârziat ea, că... Da, e vorba de cumva sparcul ăla special pe care l-au artiști. Sparc nu, pe care... degeaba oamenii ăștia ajung acolo unde ajung, știi? Uite, mi se pare interesant că, știi ce nu am remarcat la tine? Există acest debate, dacă vrei, între artiștii care acum zic, bă, s-a pierdut magia aia că artistul este artist și acum se arată în dormitor, acasă, că se trezește, cu prieteni, cu unde e, cu tra-la-la. Parcă e așa foarte touchable. Nu mai e deloc untouchable artistul de astăzi. De acord. Mi s-a părut că tu cumva pe online postezi, e adevărat, postezi că, uite, ai fost în tur, ceea ce ai făcut în Turcia, apropo.
doar mi-am luat 3 zile de trip, pentru că n-am mai fost în vacanță și a fost o perioadă destul de încărcată și am fost cu niște prieteni de familie și am stat. Niște rude chiar. Cu niște rude? Da. Ce frumos. Ai mâncat bine? Ce îți place să mănânci? Care e mâncarea ta preferată? De acolo, din Turcia? De oriunde. De oriunde? Nu, eu dacă vreau gastronomic, vreau Italia. Italia. Frumos, Italia, îmi place. Acolo. Da, și ziceam de touchable, untouchable și mă uitam pe Instagram-ul tău de când te urmăresc. Nu te-am văzut, te-am văzut așa, nu te-am văzut vorbind, nu te-am văzut postând foarte personal. Ești într-o zonă din asta așa mult mai atentă la viața ta privată. Foarte corect. Da? De asta am zis că eu sunt rezervată, nu sunt din aia cum asta. Eu doar sunt rezervată, nu vreau mult, vreau să deschid ușițile alea după și sau cortina, să dau prea mult. Vreau totuși să rămâie ceva și pentru mine și pentru prietenii mei și pentru familia mea. Nu știu dacă o să fac, poate pe viitor o să fiu mult mai open și o să dau mai multe din casă și o să mă trezesc cu telefon și zic, hey guys, bine ați venit, astăzi mergem acolo, facem aia. Urmăresc destul de mulți artiști care își fac. Dar dacă tu ai văzut trendul, eu nu prea am văzut artiști mari de afară care dau din casă de dimineață până seara. Nu, stai puțin, că acolo e cu tot. Vorbim de alte bugete, vorbim de oameni care își folosesc rețelele sociale doar pentru promovarea muzicii, adică apare Ciran, te anunță că își pune piesa sau albumul sau turul, divide sau ceva. Dar, din păcate, în România chiar nu e posibil din cauza bugetelor pe care le avem și trebuie să folosești cursul ăsta și să monetizezi și prezența online, să monetizezi și... E o discuție acolo. Vezi că dacă, e și o chestie aici, e o discuție. Dacă te vii prea open, eu am impresia că lumea își pierde undeva interesul. Just my opinion. Adică dacă devii mai misterios și nu știu cum face The Weeknd, postează o poză, nu știu când, și toată lumea, mama, a postat The Weeknd o poză, știi, și e toată lumea acolo, cumva își creează alura aia de mister și lumea e mai curioasă atunci să afle de ce a făcut Weeknd, dar unde e, de ce piesă o să scoată, dar când o să iasă turul, știi? Adică el aruncă niște așa câte un sneak peek. La fel fac multe alte vedete. Da? Da, păi nu știu, de la asta, de la Travis Scott, uite, Ariana Grande nu mai e atât de prezentă pe rețele de socializare. Nu știu, Taylor Swift, dar toate nu postează de dimineață până seara. Adică au postări foarte mici și bine, eu cred că ei au și o echipă de aia de 100 de oameni în spate la social media, dar înainte să posteze o poză, cred că trece... Printr-o mie de filtre sau două. A fost ok până acum, nu? Foarte, nu, chiar. Chiar a fost ok. Bun, hai să nu mai fie ok. Ok, a fost foarte bine. A fost foarte bine, bun, fii. Băi, nu o să te pot lăsa, o să mă înjure toată lumea. Okay. Deci n-am cum să nu te întreb asta. E singură sau nu e singură? Nu singur. Bine, atâta, nu vreau să intrăm mai mult în detalii. Dacă ești fericită, nu? Pot să zic așa, o paranteză, da. Credeam eu într-un moment dat că și faptul că niciodată nu postez despre viața mea personală cumva creează multe întrebări. Da. Dar... da, asta o să fie pe YouTube, nu? Da. Acum zi-o! Ne ascultă 2-3 oameni și se uite. Și tu știi ce audiența am eu? Tu să te asculte puțin 2-3 oameni, te-ai dus la radio provincial, tu? Eu am zis-o așa, joking, adică am crezut că o să ne asculte acum, cine ascultă, bine, uite! Și că nu rămâne. Da, ce ai scris cu penița, nu te-ai cu bărdița. De ce vrei să ne zici? Ce-ai pus pe YouTube? Nu mai dai jos. Ia zi, da. Ți-ai dat tu seama la timp că nu puteai să o lași așa. Acum îți dai seama că ne și fierbi. Mă, ce-o fi vrut să zică? Ia, nu, hai, am vrut să zic puțin. Dar că sunt o fată serioasă și sunt în relație de 6 ani. De 6 ani? Uh-huh. Wow, ce frumos. Felicitări, chiar meriți felicitări pentru treaba asta. Și înseamnă că o relație foarte solidă și foarte mișto, de vreme ce durează de atâta timp, să fie bine și de acum înainte. Al 6 ani, faci frumos.
tot loialitate, tot stabilitate, tot cumva în sfera valorilor pe care le-ai descris apropo de tine și uite că le și demonstrezi în viața ta, nu-ți vorbe goale, că știu, o să poate să apară unii care o să zică, da, mă, bine, toate am învățat să vorbească frumos. Dar uite că la tine chiar e susținute de ceea ce faci tu și mi-a atras atenția un lucru cu care chiar am rezonat, sincer îți zic, și la care sunt super sensibil și eu sunt un tip super sensibiluț și sunt sensibiluț mai ales la bătrâni. Și eu. Și când am citit despre tine și mi-am făcut documentarea pentru interviu, am citit că ți-ai dorit să redefinești puțin îngrijirea bătrânilor. Da, am avut și am devenit deja ambasador al fundației Principesa Margareta. Ei au mai multe domenii, dar eu mi-am cumva, i-am contactat eu în primul rând pentru anume acest domeniu îngrijirii bătrânilor. Și uite, chiar acum și de Paști, săptămâna asta începe o campanie pe care o să fiu activă. Ce frumos! Da, pentru în primul rând e și de donație, dar în general campania presupune, sunt niște oameni care sună în fiecare săptămână, bătrânii, și mai întreabă ce mai faceți, ce cum o mai duceți, și sună așa, bine, e ca un fel de call center și cei oameni de acolo vorbesc săptămânal cu număr de bătrâni. Pentru ca ei să nu se simtă singuri. Și bine, și mai integrează în activități pentru copii. Adică eu cumva de multe ori m-am gândit la faptul că ajutăm copiii, ajutăm oamenii bolnavi, dar cumva de ce neglijăm atât de mult bătrânii? Nu prea am observat foarte multe organizații care se ocupe anume de segmentul ăsta și am decis să să pun și eu acolo o mână. Mi se pare frumos și mi se pare în concordanță și cu treaba, cu relația cu bunicii și cu... Am vrut să fie organic, știi? Am vrut să fie... Să simți asta, nu să fie un PR la mijloc. Mi se pare tare că ai făcut asta. Ne apropiem așa de final și aș vrea să te mai întreb două, trei lucruri. Mai precis, ce nu-ți place ție la un om? Am zis... Ce-ți place? Ce-mi place. Ai zis că-ți place și să fie simt. Când ce nu-mi place e vice versa. Ah, da. Ok, perfect. Minciuna. Misha Miller de acum în 5 ani, unde o să fie? E o întrebare din asta, mai mult de clasică, știu. Da, I know. În primul rând, vreau să fiu fericită. Nu vreau să fiu împlinită. Și ca femeie, și ca iubită, și ca, nu știu, probabil mamă, și ca fiică, și ca artist. Nu în ultimul rând. Uite, poate o să ne întâlnim aici peste, hai nu 5, 3 ani. Știi? Ce o să fie? Știi ce mai trec 3 ani? Gândește-te că de la coronavirus, de la COVID, au trecut acum, sunt 3 ani. Da. Wow. 3 ani. Mi se pare că au zburat. Știi? Nici nu îți dai seama că, păi, peste 3 ani când o să ne întâlnim, care or să fie reușitele pe care le are deja Misha Miller? Vreau să spunem treaba asta și uite, o să punem atunci întâlnirea noastră de azi. În speranța că mai vii. Normal, eu vin și vin la timp. Doamne ajută. Mi-aș dori, eu cred că anul ăsta o să o fac asta, o să fac primul meu number one aici, la care tot muncesc. În 3 ani o să ai mai mult de unul. Vorbesc de anul ăsta, știi? Bine. Ce mai doresc? Bine, scopul meu final, cumva, stația finală, e Grammy. Dar și nu mi se pare atât de untouchable. Serios? Nu. Okay. Uite, e Alex Cotoi, care a fost nominalizat și mi se pare că chiar și-a câștigat un Grammy pentru albumul la care a lucrat pentru Pitbull, dacă nu greșesc. Nu știu asta, dar o să... Uite, a mai fost anul ăsta la fel un băiat din România care... A fost pe Kendrick Lamar. Da, exact. Exact. Știu, asta știu, da. Și a și fost în direct aici, la Pro FM, chiar la colegii noștri. Mâine dimineață... nu cred că e imposibil pentru cineva de aici să obțină un Grammy. Depinde dacă dai randament. Și dacă ești constant, muncești, ești serios. Tu te-ai întâlnit aici și lucrat în studioul lui Martin Garrix. Da. Apropo, da. Deci pentru tine apare mai aproape, mai apar mai aproape niște lucruri pe internațional. Am lucrat în studioul lui Martin Garrix și am mai lucrat în octombrie cu un producător care a făcut 2 sau 3 piese pe penultimul album al lui Drake.
de-aia pare mai aproape pentru tine. Doamne, știu, așa să fie. Și sper să ne întâlnim cu gremiul. Uite, m-am cunoscut cu Taiga, fac un fi cu Taiga și... Să-mi aduc și mie gremiul ăla, să pun și eu mânuța pe el aici, că ar fi singura mea oportunitate să fac treaba asta. Mișa Miller a fost cu mine în această seară. Îți mulțumesc din suflet că ai fost și sper să ne întâlnim și data viitoare. Ne vedem la cină. Ne vedem la cină între timp. Pe Mișa Miller o să ascultați aici în playlistul Pro FM. Are remake-ul ăsta de la un minut. Acum a fost ideea, că mai am întrebat asta înainte să închei. Cu remake de la Haikyuu. Eu știu că toată chestia asta cu remake-urile a început într-un camp dedicat însuși tuturor remake-urilor de la Roton, pentru că ei fiind având 30 de ani în spate de industrie au adunat ceva hituri la activ, știi? Și s-a făcut una din remake-uri, a fost asta de la un minut. Și în sesiune atunci când s-a făcut piesa, eu nu eram nici în țară, eram plecată. Și am revenit și echipa mi-a arătat piesa și mi-a zis că mi s-ar potrivi mie. Și am fost super reticentă pentru că era și prima mea piesă română și cumva... Nu cred că ai fost reticentă pe un minut. Nu neapărat la piesă. Dar știi piesa asta înainte? Da, o știam. Faza că eu n-am mai cântat niciodată în română. Asta a fost prima mea piesă română și eu mulți ani cumva am tot așteptat momentul să cânt în română, pentru că aveam eu o chestie cu mine. Mă gândeam că nu sun atât de bine în română precum sun în engleză, da. Având doar piese în engleză până acum și nici măcar nu am avut nici ocazia să trag multe piese, să înregistrez multe piese în română în studio ca să fac o practice, știi? Da, să ai experiență pe limba română și bănuiesc că ai zis, bă, la mai am accentul care se simte, cum o fi, și uite că a fost de bun augur. Da. Și un minut, pe mine piesa un minut m-a convins la tine. Ai abia atunci, bă, zic, bă, da, uite, ea e, wow, tare. Atunci abia aștept să asculti cea mai pregătită trană. Da, nu ne-ai adus și nouă ceva să ne dai un preview. Dacă le aveți pregătite. Dar nici nu știu de la ce să-ți dau preview. Lasă că mai facem, uite, este o ocazie pentru o nouă întâlnire. Vezi? Deal. Mișa Miller, mulțumesc din suflet că ai fost astăzi aici. Eu îți mulțumesc. Pro FM, Open Radio.